Ok, hai să facem acest test de sugestibilitate. Ochii închiși, palma de pe sol. Celulele pe sol. În picioare. Așa, hai. Deci cine poate să pună palma pe sol? Sunt în picioare? Eu pot? Acum ne-am dat și un spectacol. Bun. Ochii închiși și palmele tinse în față. O palma dreaptă în sus, palma stângă în jos. Ok? Palma dreaptă așa. Da? Deci aici, uitați așa. Da? Palmele așa. La nivelul umerilor. Nu trebuie să fie încordate, tensionate, să fie relaxate cu ochii închiși. Bun. Și acum, ce vreau să faceți este să vă folosiți imaginația. Da? Să vă folosiți imaginația. Și să vedeți cât de ușor este să vă folosiți imaginația. Și cu ochii închiși. Bun. Și acum imaginați-vă că de încheietura mâinii strângi aveți un balon. Agățat cu scoală, este un balon cum sunt cele de heli, care știți că e mult mai ușor de aer. Dar aveți un balon cu ață, este agățat de mâna strângă. Încă nu e foarte umflat. E un pic umflat, dar nu foarte umflat. În palma dreaptă, cea care este cu palma, deci mâna dreaptă cu palma în sus, vi se așează acum o găleată, da? O găleată în care punem o piatră acum. Și apoi încep să torn puțin nisip acum. În același timp, încep să pompez heliu în balonul din mâna care este agățat de mâna stângă. Și încep să pompez, așa. Pompezi heliu în acel balon. Și devine mai mare. Și vedeți că devine mai mare pentru că începe să urce puțin mai sus. Și mai umplem un pic acel balon și devine și mai mare. Acum avem și mai aleg un balon de mâna stângă. Da? Mai agăț un balon de mâna stângă. Și îl umflu. Îi dau voie să se umple. Bun? Ok. Peste nisipul din găleata de mâna dreaptă încep să torniște apă. Și știți că nisipul e mult mai greu decât bun. Și acum rămâneți cu mâinile cum sunteți și deschideți ochii. Da? Deci Vlad e hotărât să nu dea drumul la găleata aia, da? Și uitați-vă și spate acolo, da? La, da? Ok? Deci asta ne arată un pic sugestibilitatea, da? Asta nu înseamnă, ok. Vă rog. Nu rămâneți blocat în acest test de sugestibilitate pentru că este un indiciu. Nu este cu titlul absolut. Puteți avea oameni care să răspundă foarte ușor la un astfel de test și să nu răspundă la fel de ușor când lucrați cu el. Efectiv.